Un lucru care a fost apreciat din discuțiile pe care le-am avut cu Romașcani a fost legat de faptul că am identificat această locație pentru organizarea acestui festival, nemai închizând traficul rutier pe acest segment de drum, și am putut cu toții să luăm parte la acest eveniment. Pe viitor, cred că vom mai organiza evenimente în această zonă și inclusiv, cred că pentru anul nou vom lua în calcul această locație. Depinde doar să vedem în ce măsură vom mai avea posibilitatea să dăm focurile de artificii. În situația în care nu vom identifica o locație de unde să putem da aceste focuri de artificii, atunci scena va fi amplasată tot pe carosabil, pe E85, astfel încât să putem avea și acele jocuri de artificii foarte frumoase de la final de an.